Cooperativa Agricolă Legume de Vidra este situată în județul Ilfov, foarte aproape de București. Dacă sunt un producător, spre exemplu, de legume, pot intra și eu în cooperativă cu dumneavoastră? Da, cum să nu? Ce ar trebui să fac? În primul rând trebuie să respecte aceleași reguli pe care le respectăm și noi membrii, fondatori și membrii care au venit pe urmă în cadrul cooperativei. Dar înainte de a respecta regulile astea, se primește un producător pe o perioadă de un an de zile de probă. Să vadă dacă se acomodează, dacă după un an de zile îi convine să meargă mai departe, dacă nu ne convine să mergem mai departe cu acea persoană. Cu alte cuvinte, toți care bat la poarta noastră sunt bine primiți. După un an de zile poate să vină și cu propuneri, se analizează, dacă se votează și trece de votul din adunarea generală, se respectă acea propunere. Cooperativa din Vidra a fost fondată la începutul anului 2013. La început a beneficiat de sprijinul a două fundații din România. În primul an am vândut în sistem online. S-a dovedit că nu prea era ceea ce ne trebuia nouă, că noi aveam cantități mari de legume și pe online vindeam puțin. Din 2014 am reușit să încheiem un contract cu un mare supermarket care are foarte multe magazine. Primim comenzile, fiecare recoltează, le punem într-o mașină 2-3 în funcție de cantitățile pe care le avem și mergem singuri și le livrăm. Deci fiecare producător își însoțește marfa pe care o livrează. Ce legume aveți dumneavoastră? În funcție de sezon. Începem cu salata verde, ceapă verde, ridichii. Prin sfârșit de februarie, început de martie, asta e în funcție de timpul de afară. Și, pe urmă, salata e tot timpul anului, ceapa verde la fel. De vară mai avem și tomate, dar predomină în mare parte verdețurile. Aici, în solar, lucrați doar dumneavoastră și cu soția sau mai aveți și alte ajutoare? Da, eu dețin o suprafață de 3000 de metri pătrați de solar. Eu cu soția și, ocazional, copiii. Adică o dată, de două ori pe lună. Noi producem foarte mult și cu produsele astea să mergi în piață, nu poți să le vinzi, indiferent că te pune prețul, n-ai cum să scapi de ele într-un timp așa de scurt. Că salata, de exemplu, dacă ajungi la maturitate, în 5 zile trebuie să o recultezi. Niciun producător din cooperativa din Vidra nu are angajați. Toți lucrează în familie. Chiar dacă am dorit noi să găsim oameni să ne ajute, nu găsim. În jurul Bucureștiului nu se găsesc oameni deloc. Deci e lipsă totală de forță de muncă. Dar dacă ar fi să o luați de la început, tot lucru cu pământul l-ați alege? Depinde în ce perioadă. Dacă ar fi să fie, de exemplu, cum e acum o posibilitate să poți să lucrezi cu un supermarket, da. Dacă e să vând pe piața liberă, nu cred. Domnul Popa și-a construit singur solarul în care acum crește cu multă îndemânare legume. E construit de mâna mea, e din 2013 și fără a lua niciun leu din altă parte, sunt bani produși din rezultatul muncii noastre de pe urma acestor produse. Toate suprafețele pe care le dețin eu ajung să plantez și să recoltez undeva la 5-6 cicluri pe an. Noi facem toate aceste munci, dar în momentul când te naști în grădină și părinții și bunicii au pus legume, am fost obișnuit de mic cu munca aceasta, nu ni s-a părut așa de greu. Este și frumos, este și necesar. Din Cooperativa Agricole Legume de Vidra fac parte 12 familii. Toți membrii respectă regulile impuse de clienți. Trebuie să plece de la 250 de grame în sus. Gata. După atâția ani de zile de experiență, nu trebuie să mai cântărim. Noi știm cu aproximație că respectiva bucată are gramajul și trebuie recoltată. Cam ce cantitate duceți astăzi, de exemplu? 1600 de bucăți pentru astăzi. Care pleacă într-un depozit de lângă București? Da, exact. Dar se poate și mai puțin și cantitate mai mare. De exemplu, am livrat și 10.000 de bucăți într-o zi. Numai eu. Bineînțeles, nu noi doi. Ne-am ajutat copiii la recoltat.